Hallo? Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou stream. Astăzi ne uităm tot la cei de la Hyper Spirit. Hyper Spirit care vor juca împotriva celor de la Team Coalesce. Ei joacă pentru finala lower bracket. Câștigătoarea de aici se duce în marea finală împotriva celor de la Dynamo Ecloth, care vin din upper bracket cu un win deja, pentru că ei au venit în upper bracket și trebuie să aibă și un avantaj. Salut, Shonti, bine ai venit! Ne pregătim aici de meci și ne pregătim să intrăm pe server. În momentul în care ne lasă, desigur, să intrăm pe server. Avem Ancient, Anubis și Mirage, cele trei hărți care se vor juca astăzi. Ancient ales de cei de la Hyper Spirit. 2 secunde, Hyper Spirit. Avem de Anubis, ales de Coalesce, dar ei au numele Team Coalesce. Și de Mirage ca decider. Am văzut ieri cum au mers băieții pe Mirage. N-a fost rău deloc. N-a fost rău deloc, prieteni. Bun. Nu am stat de la ESEA Main deschis. Vreau să văd ce au mai jucat Coalesce până acum. Deci în finală cu Ecloth au jucat Ancient și au pierdut 13-7, după care au pierdut pe Nuke. Nuke n-avem. Au câștigat, pardon, 13-11 cu Alpha pe Ancient. Și după cum știm, ieri cei de la Hyper Spirit au revenit după 11-1 pentru cei de la Alpha sau Chapter. Și au reușit și ei un 11-1 pe CT. Așadar, din păcate nu vor începe pe CT, pentru că ei sunt cei care au ales harta. Dar o să-i vedem pe CT cu siguranță pregătiți foarte bine. Coalesce versus Fragmatic pe Anubis. Au reușit win-ul de 16-14 și Ancient 13-9, dar au pierdut Mirajul după ce au avut 8-4, mare atenție, pe partea de Tero. Pe partea de CT nu s-au descurcat foarte bine. Eu zic că sunt șanse bune. Eu zic că sunt șanse bune să joace băieții de la Hyper Spirit putere. Un nou match Hyper Spirit, viitoarea echipă românească din ESEA Advanced. Let's go! Welcome, Lilo. Unfortunately, we are, a little bit unfortunate for you, we are mainly supporting Hyper Spirit because they're a Romanian team, but you are more than welcome to join us. Even if you don't support Hyper Spirit, it's okay. Da. Suntem pe server, așteptăm să intre băieții, să-i dăm drumul la joacă. Din câte cred și am văzut, s-ar putea să fie din nou Starkiller în locul lui Geo, pentru că, din câte am văzut, Geo nu este în România. Așa că e posibil să-l vedem din nou pe Starkiller. I'm here to see some good CS, that you will see. That you will see indeed. Nu știu ce mai vreau să zic. Oricum, vă reamintesc, prieteni, cel mai probabil peste 2 zile, adică sâmbătă seara, îi vom vedea pe cei de la Nexus jucând în finala ESEA Advanced. Acolo cred că trebuie să se mai joace, cred că se joacă mâine meciul de lower bracket final. Ia să aruncăm repede o privire. Da. Nemiga cu espionaj joacă mâine de la ora 8, iar Nexus pe 23, adică poi mâine. O să vedem exact la ce oră, momentan nu e stabilită ora. Ar putea să aibă un rematch cei de la Nexus cu cei de la Nemiga în finala mare, acolo va fi best of 5. Și cei de la Hyper Spirit, dacă reușesc să câștige aici, tot best of 5 va fi și acea finală în care s-ar califica. Dar versus Coalesce o să fie interesant. Coalesce nu sunt o echipă slabă. Hai să vedem dacă au meciuri jucate de curând pe HDTV. Sunt momentan locul 170 și au jucat la un LAN în UK și la o ligă din UK, ceva de genul. Au pierdut cu... Nu știu, hai să vedem dacă e cineva... Ok, au pierdut cu echipa lui Smoia. Au pierdut cu o echipă destul de periculoasă. 13-9 Anubis, 13-9 Mirage, 11-1 pe Mirage, pe Tero pentru adversarii celor de la Coalesce acolo la LAN. Pare că partea de Tero a celor de la Coalesce pe Mirage e rea de tot. Deci acolo nici nu știu dacă vrem să câștigăm runda de lame. Presupun că vrem, overall așa ar trebui să vrem. 2 secunde că vreau să mut Discord-ul pe monitorul celălalt. foarte important, prieteni, o notă pentru mine personală este că în aproximativ 23 de minute, adică de la ora 10, să mai beau doar apă și să nu mai băgăm de-alea, știți voi, pentru că, mă rog, de-alea, știți voi, aicosuri, pentru că mâine dimineața la ora 7 mergem la analize. Să vedem dacă ne ducem acum sau mai încolo. Bine, ar trebui doar așa, analize de, știți voi, regular, nu cu un motiv neapărat. Cred că facem stream mâine de la analize, cred că ăla e planul. Mâine vă aștept la 7 dimineața pe stream, dăm drumul la stream, ne vedem la spital. Nu știu dacă a mai făcut cineva până acum, dar nici nu m-ar mira, sincer. Să-și facă cineva stream decât să-și la analize. S-a întâmplat cu Geo, din câte am văzut pe Instagram, Geo nu este în România. Probabil băieții... nu știu, poate a fost ceva de ultim moment. Nu știu dacă era neapărat o vacanță programată. Din câte am văzut la el pe story. Dar da, pare că este în Veneția. Foarte frumos în Veneția. Nu zic că nu. Sau poate nu sunt pozele de acum și altă situație. Nu bag mâna în foc. Vă zic doar ce am văzut și eu pe story. Nu pot să garantez că doar e plecat și atât. Dar cel puțin din story-urile pe care le-am văzut, pare că e doar plecat. Dar na, aia e. Se mai întâmplă, ce să faci? Oricum, l-am văzut și ieri pe Kila jucând cu cei de la Hyper Spirit și a jucat foarte bine. Să sperăm că și azi are o performanță la fel de bună. Băieții care bagă la pariuri doar puneți invers ce zice Pop și vă îmbogățiți. Hai mă, că a pierdut Vitality cu Eternal Fire, chestie pe care nu putea să o prezică nimeni. La 0-3 sunt bine. Parcă au pierdut Furia, nu? Așa țin minte. Da, au pierdut cu... Ai că au pierdut, e puțin spus, i-au spart cu bătaia G2. Ecstatic, nu vreau să zic că bubuia inima, dar i-au bătut. I-au bătut Mouse. Deci până acum, doar acolo, doar Vitality 3-0 e greșit. Cloud9 joacă cu Ecstatic, nu cred că îi bate Ecstatic pe Cloud9. Complexity cu Heroic e, mamă, al doilea overtime e dezastru. Virtus Pro a bătut pe Pain. Mouse pe Eternal Fire, deci Eternal Fire la 1-0, dar stai că noi am pus pe Eternal Fire, nevermind, pe Eternal Fire nu-i trecuse mai departe. Să nu facă Mouse 3-0. A, de fapt stai că dacă nu face, mă rog, dacă au pierdut Vitality, clar o să facă o echipă care nu trebuie. Așa. Mongols săracii deja la 0-2. Ia să aruncăm un ochi pe majors.im. Să vedem ce zice acolo. Cu cine ar juca Mongols? Cu Pain Gaming. Aoleu, e posibil să pice Furia cu Ecstatic. De fapt, nu prea mai e vreo altă situație. Ba, mai e vreo altă situație. Singura situație în care nu pică Ecstatic cu Furia, evident, trebuie să piardă și Ecstatic și Furia ca să ajungă la 0-2. Trebuie să-i bată G2 pe Navi. Na situație. Bă, oricum, măcar dacă pică Ecstatic cu Furia la 0-2, știm sigur că una din ele face 0-3, deci unul din picuri e corect. Cred că după ce se termină major-ul îmi zic băieții, hai, ție scoatem ăsta de silver, nici pe ăsta de silver nu ți-l dăm, îți dăm bronzul înapoi, că nu te știi cu pichemurile. Bă, dar eu mi-am pus alte pichemuri la ăsta, pe HGTV mi pare că mi-am pus Ecstatic Mongols, dar nu mi-am pus Ecstatic Mongols, de ce mi-am pus Mongols? Mă rog, nici Mongols nu-s departe, oricum să facă 0-3. Anyway, suntem gata, prieteni. Suntem gata de prima hartă dintre Hyper Spirit și Team Coalesce. Ancient-ul, harta aleasă de Hyper Spirit. Desigur, Team Coalesce vor alege partea pe care vor să înceapă. Și cel mai probabil va fi partea de CT. Nu mă gândesc că vor să înceapă pe partea de Tero. Vreau să mai verific încă o dată Coalesce au jucat mai bine pe nicio parte în mod special. Adică, mă rog, depinzând de echipă. Cu Ecloth n-au jucat bine pe nicio parte. Au luat 4 runde pe Tero și 3 runde pe CT. Versus Alpha... A, uite, versus Alpha au jucat un pic mai bine pe Tero. Au luat 7-5. Mă rog, evident, sunt rezultate dinainte versus echipe care sunt diferite de cei de la Hyper Spirit. Așadar, hai să vedem ce se întâmplă aici, prieteni. Hyper Spirit versus Team Coalesce. Aole, le-am pus cu S mic pe HUD la hărți. Hai să le modific acolo să fie frumos. Gata, bine, o să vedeți după. Dar să vedem runda de pistoale. Cum am spus, Coalesce, 4 jucători în zona midului erau pregătiți de un play în mid la Hyper Spirit. Prime, ce headshot nimerește. Vin fragurile din partea celor de la Team Coalesce și pică bomba. Mare atenție, Hyper Spirit trebuie să aibă grijă a dron și cu smec. Într-o situație de 2 vs 5, cu bomba picată în fața lor. A venit deja și dinspre bază WFN. E că să zicem VFN. Behind, Prime, VFN, Carar și Moz. Adron reușește un headshot pe Moz. Nu vine însă eliminarea pentru moment. Totuși până la urmă răspunde Adron. Situație de 1 vs 5. Nu e cea mai ușoară situație din lume, dar până la urmă vine Behind din partea lui dreaptă și îl pune la pământ. Câștigă runda de pistoale Team Coalesce. Dar acum, să fiu sincer, ce mai contează atâta timp când noi am văzut aseară un comeback de la 11 la 1 de la Hyper Spirit pe CT, nu am nici o frică. ...4 MP9 și un M4, cumpărate de cei de la Team Coalesce, împotriva unor glocuri. Adică, în runda aceasta, dacă reușim să scoatem 2 jucători, e foarte bine. Să dăm niște damage economic, pentru că de mai mult nu cred că se poate pune problema, sincer, mai ales la glocuri. Și până la urmă suntem în final la lower bracket. Nu o să fie un meci ușor, mă gândesc eu, dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut, abia a început meciul. Da, s-a pierdut runda de pistoale, dar mai sunt atât de multe runde din acest meci, așa că de ce nu să putem să vedem un Hyper Spirit reînviat după aceste prime 2 runde la următoarea, care ar fi runda de bye. Rămân Hyper Spirit după Double Doors, îi campează pe cei de la... Team Coalesce, nu știu exact dacă... Ah, ok, a revenit Smack. Putea să fie scos foarte ușor acolo, era pe cuțit în mijlocul hărții. Nu a făcut picul însă Team Coalesce mai devreme, cât să-l vadă pe Smack. Prin Smack totuși de către Behind. Carar caut aici headshot-ul. Din câte am văzut Carar, un jucător din... vreau să zic... Irak. Dar nu știu sigur dacă mai țin eu bine minte steagurile, ba da. Bine, cel mai probabil locuiește în Regatul Unit, dar... ...2 la 0 și... va veni runda de bye din partea celor de la Hyper Spirit. Yeah, no, I'm sorry, Lilo, we're supporting a Romanian team here where basically all my content is Romanian, so that's probably why, but... AK-uri pentru cei de la Hyper Spirit. Și hai să vedem cum merge această rundă. Bun început, Adron cu un headshot pe Prime, vine totuși fragul pe Carar. Mai bine zis, fragul lui Carar pe Smack. Iese la pick behind și profită critic. Neidul nu ajunge până la el. Au întors de la 1-0 și nu numai de la 1-0, era 11 la 1 pe prima hartă, aproape să întoarcă și prima hartă cei de la Hyper Spirit. N-au reușit să câștige în overtime cei drept, dar a fost o încercare foarte bună. Mare atenție la dron care s-a strecurat aici pe site-ul A. Avem avantaj numeric, avem poziționare bună. Urcă dron până în templu. Cât iau băieții la win? Imediat zic rare și e peste 2000, dar vreau să zic exact suma. Parcă 2250. Hai că mă uit repede, că tot vin ăștia pe shift. 2200. W până îl pune la pământ pe Adron și elementul surpriză este dezactivat. Aude Moz aici bombplantul, prinde 2! Ce noroc a avut aici Moz. L-a scos Swifter pe VFN, dar Carar a venit cu trade-ul și este 3-0 pentru cei de la Coalesce. Un început bun pentru organizația englezească. Nu au corul la fel englez, 3 jucători englezi, un jucător danez și, bine, presupun că cred că și pe Carar puteți să-l trecem la englez, nu știu exact. Mă rog. Ancient was picked by Hyper Spirit. Mergem, mai facem un mix, așa, mai zicem 2-3 chestii în engleză, să înțeleagă și băieții care au venit, poate să se uite, care au, ori unii care au venit, care au pus pe meci, ori unii care, sau alți oameni care susțin cealaltă echipă, ceea ce este full fair. Atâta timp când nu se aruncă cu cuvinte urâte, n-am absolut nimic împotrivă, să-și susține echipa preferată. Salut, Red, bine ai venit! Flash-ul în mid, Prime era întors de la acest flash. Oh, smack! Ce headshot! Nu vine însă kill-ul și pe Moz, răspunde Adron în acea privință. Avem avantajul de 2 jucători. WFN cu Polarul. Shoulder pick-ul lui Swifter este perfect. Ce rundă pot să scoată aici și la Hyper Spirit. Mare atenție, doar behind, rămas în viață, 4 HP pentru acesta, un double kill pentru el și s-ar putea să salveze Polarul, sincer. Nici măcar îl prinde critic cu max 10-le de la distanță mare. Și prima rundă pe tabelă pentru Hyper Spirit. La cum a mers până acum Red? Nu știu. Nu cred, casa nu cred că e bine pe nimic, sincer, da. Până acum, în acest playoff, o treabă foarte bună făcută de cei de la Hyper Spirit. Și o rundă de force by aici din partea celor de la Coalesce. Importantă rundă aici, dacă reușesc Hyper Spirit să plece cu ea în desagă. Ce timing prinde aici critic, absolut superb. Se mai bate cu încă 2 jucători din mid, dar va fi până la urmă pus la pământ de Prime. Între timp se intră pe site-ul A, un site liber în acest moment. Salut, Robert, bine ai venit! Salut, Alexandru, da, din câte am văzut, Geo nu e acasă. E încă un băiat a venit și nu mă crede când îi zic cine a ales harta, dar e ok. Runda e câștigată, vor salva cei de la Coalesce și vom avea 3-2. Zokeo, Hyper Spirit chose Ancient. Nu vor să mă creadă. Bun, noi luăm așa ușor, ușor, nu ne grăbim. Nu ne grăbim. Deci mai am vreo sferă de sticlă de apă, de asta cu aromă. Mi-a plecat și vocea. Și un ultim ICOS până mâine dimineață. După care hydrate-ul va fi doar cu apă normală. Fără vitamine și arome. Până mâine, nu, asta e ideea, adică... Mare atenție! Se baga dron prin smoke, ca rar, 2 eliminări în zona midului, vine fragul lui Prime pe critic și începe runda asta cum nu se poate mai rău, sincer. Smack cu fragul pe behind, dar vine trade-ul lui VFN. Am o spiridol, mă, că asta fac eu, da? Mă, și pe mine-ți vorbesc. Te pup, bine ai venit. Starkiller, 1 vs 4. Înconjurat aici. Poate să plece prin cave, dar oricum nu are această informație și se prins din spate de către Carar, cel care, m-am stat puțin, a adus această rundă pe tabelă pentru că au ales 3 fraguri pentru el. Prea e bine că se pierde această rundă și acum suntem într-o poziție neplăcută, adică putem să rămânem fără bani. Nu e asta problema, Shonti, nu e că nu mai am, dar de dimineață trebuie să mă prezint la analize. Și nu trebuie să mai... trebuie să beau doar apă, atâta. E bine că de mâncat am mâncat la 7, n-am treabă. Acolo nu e o problemă. Ei bine, hai să vedem această încercare către A-Main, aici unde VFN este prezent cu Polarul. Intrase acolo în țintă un jucător. Flash-ul aruncat către side, vine încă un flash, VFN scapă pentru moment, dar doar cu un kill. Doar cu un kill, ceea ce e bine, ținând cont că era un jucător de sniper. Doamne ajută, Shonti. Doar așa un yearly check-up, nu e neapărat că e frică sau ceva, doar ca să fiu sigur că e totul în regulă. Adron, no scope leg shot pe Prime, dar au avantajul numeric adversarii, însă nu au avantajul de HP. Prime la doar 15. Critic în partea lui dreaptă, Swifter în templu. Face picul aici Critic, ambele eliminări pentru el, este un triple în final pentru Critic. Și avem runda cu numărul 3 pentru cei la Hyper Spirit. O, salut măi Ninja, măi! Te-am prins, ce s-a întâmplat? Ai închis Borderlands-ul? Ar fi un moment bun să egalăm pe cei de la Team Coalesce aici. Ar rămâne fără bani. Poftă mare! Și mult succes la Borderlands. Încă un timing bun pentru critic? No. Îl prinde data asta Prime. Dar din câte am văzut, cel puțin pe story, din câte părea, Geo nu e acasă. Starkiller, fragul pe Carar, smack, haideți, vine și al doilea pe behind, ar fi foarte important. Vine, din partea lui Swifter, dar tot vine. Asta e important. VFN și cu Moz 2 vs 4 și Moz are un XM. Nu prea va avea o ocazia să-l folosească, zic eu, decât dacă nu cumva se apropie Adron de el. Chiar asta se întâmplă, mare atenție, acest XM poate să fie foarte letal. Iamoz, Zacaul, face și picul în zona midului, vede 2 jucători. Dar molotovul ar putea să-i încetinească pe Hyper Spirit. Nu, e un molotov ratat, mare atenție! Aproape de un double kill, dar ce headshot important din partea lui Starkiller. Nu apare că sunt live? Bă, nu știu de ce. A plecat și Heroic. Am pierdut Complexity la 1-0. Bine, la 1-0, dar e ok, pe Heroic nu-i trecusem. Cloud9 îi bate pe Ecstatic, on track. Ce mai e Navi cu G2, Spirit cu Imperial și Face cu Furia. Elimina VFN, 2 jucători mai și viață la Hyper Spirit, 4-4, Eco pentru Team Coalesce. Face și Vitality la 3-0. Aoleu, și Face a pierdut cu Heroic. Bine, și Vitality a pierdut cu Eternal Fire, nu mai zic nimic. Spirit încă e în viață. Let's go. Și acum dacă se întâmplă să-i bată G2 pe Navi și îi bate Face pe Furia, pică Ecstatic cu Mongols și Furia cu Pain. Și bate Mongols și Pain și mie să ambele 0-3-uri. Nu! Da, după cum spuneam, o rundă de eco pentru cei de la Team Coalesce. Am văzut acolo la dron, dar vin fragurile simultan. Nu e o situație prea grea. Păi de-aia am pus și eu Furia, că m-au supărat. Și Mongols. Ar putea să fie și Mongols, într-adevăr. Ce nade aici din partea lui Swifter. Dar nu cred că știe domnul că noi suntem cu Hyper Spirit aici. S-au mai și calificat într-adevăr. Pauză cerută de Hyper Spirit. Din nou un moment important. Team Coalesce din nou pe un bye. Cosmin, nu este finala mare, este finala din lower bracket. Dacă îi înving aici pe cei de la Team Coalesce, se califică în finala mare, care ar trebui să fie mâine. Nexus nu a jucat, nu. Nexus joacă cel mai probabil pe 23. Mâine se joacă meciul din finala lower bracket de la Advanced. Am putea să vedem în finala de mâine Hyper Spirit versus echipa lui Blitz. Finala de lapte. Uite, primul ce are 3500 dacă nu mă înșel. XD, îți mulțumesc foarte mult de cei 10 ron. Bună seara! Dau și inimioară la asta. Aleg bine aici site-ul Hyper Spirit. Pare că este o mică hibă în partea site-ului ea de la Team Coalesce. 2 eliminări de la Moz. Vine aici Behind și el cu 2 eliminări și este Starkiller într-o situație de 1 vs 3. Bun, fragul pe Behind, dar este la 50 HP aici. Starkiller ar putea să-l surprindă VFN. Mai are un singur nade. Se repoziționează VFN, îl aude aici Starkiller. Are informația. Se aruncă smoke-ul pentru Cave. Starkiller cu nade-ul, îl prinde pe Carar și îl scoate și pe VFN. Starkiller, clutch-ul, 1 vs 3. Ce rundă scoate aici Starkiller, antrenorul celor de la Hyper Spirit, prieteni. Stand-in pentru GeoHype. Un 1 vs 3 de toată frumusețea. Nici o problemă, XD, cu cea mai mare plăcere. Vine email la Nexus. Nu știu ce să zic. Cred că stă bine la Navi. Adron în zona midului scoate pe Prime. A păsat Moz prin acel smoke, dar nu găsește nimic. Vine email la Nexus la sală. În vizită. Da, din nou rândă de pistoale pentru Team Coalesce și au pierdut deja 2 jucători. Dacă nu se aruncă băieții de la Hyper Spirit cu capul în gloanțele de pistol. Behind. Emoții mari. Critic îi scoate pe amândoi. Și avem 7-4. Hai cu încă una să terminăm cu inima împăcată După, vă reamintesc, acel început pe Ancient de ieri, unde au avut adversarii 11-1, iar Hyper Spirit PCT au reușit și ei o jumătate de 11-1, din păcate nu au reușit să închidă acea hartă cu succes. A dat interviu azi? N-am apucat să văd ce zicea Mihai în interviu. Ultima rundă din prima jumătate. Rămân 4 jucători de la Hyper Spirit aproape de zona midului, despre cariera lui cum a ajuns la Navi. Sure. 2 eliminări venite la Hyper Spirit, doar una de la Coalesce. Critic îl scoate pe behind. VFN l-a auzit aici pe Swifter apropiindu-se. Mai scoate un jucător VFN, trebuie să le elimine aici pe Polar cât mai repede. Și sunt blocați, a rămas Carar înspre CT. Geo nu e acasă, din câte am văzut. Era interviul luat la RMR, povesti puțin despre viață și carieră. Mișto. Sper că au făcut segment separat, poate pot să-l văd și eu undeva pe YouTube. Timingul lui Critic, mare atenție. Ar trebui să aibă informație că sunt ambii jucători în donat. Starkiller, picuide după site, vine fragul acestuia pe Carar, iar VFN trece timpul, l-a ridicat un defuse kit, dar Starkiller nu îi oferă nicio șansă. 8-4 în favoarea celor de la Hyper Spirit. O jumătate demnă de început această finală lower bracket. Împotriva celor de la Coalesce, un început în forță. Și acum trecem pe partea pe care am făcut minuni ieri. E deja? Taci un pic, Banks. Super. L-am deschis aici pe celălalt monitor, să-l țin minte. Mergem în cea de-a doua jumătate, prietenii. Hyper Spirit, PCT, Coalesce pe partea de Tero. Ne-au învins la runda de pistoale, dar după cum știm, au reușit doar 4 runde în total. Hai să-i învingem noi la runda de pistoale aici. Critic. Nu se reușesc fragurile din partea celor de la Hyper Spirit. Avantaj de 2 jucători pentru Team Coalesce. Se uită către lung, încep să pușeze. Starkiller, un singur headshot și behind vine cu un double kill. Rundă de pistoale câștigată de Team Coalesce. Hyper Spirit nu știu oare forțează. Nu, de fapt n-ar trebui să forțeze aici. Cel mai probabil o să fie un full eco. Îl mai primesc băieții înapoi pe GeoHype la cum joacă Starkiller. Acum nu știu să spun, Dani, că chiar îi împușcă rău de tot Starkiller. A luat un V3 important. Nu știu, Geo s-ar putea să nu fie prea bine. Bune headshot-urile. Mare atenție. Moz cu Macul apasă în zona midului. Mai dă damage la 2 jucători. Neidul, mare grijă. Dă doar damage lui Smack și lui Critic puțin. Se plantează bomba. Toți jucătorii de la Hyper Spirit vin din spate. Au 2 AK-uri recuperate. Au nevoie de headshot-uri instante. Aia e problema mai mare. Dar nu e exclus. Au luat controlul CT-ului cei de la Team Coalesce. Se încearcă prefire-ul, smoke-uri pentru lung. Critic dă un tap la bombă. Se apropie behind. Picul lui behind și o eliminare, dar nu vine și a doua. Critic îl scoate pe Moz și Hyper Spirit au oare timp? S-ar putea să fie la limită? Ba nu, au timp. Au timp, Hyper Spirit! Runda la full eco. Ce rundă scot aici Hyper Spirit, absolut superb. USP-uri, nici măcar force buy. O rundă de USP-uri care merge cu succes în contul celor de la Hyper Spirit. Ei bine, forțează aici Team Coalesce. Nu fi răutăcios, Red. E și eu un susținător acum, ce să faci? A greșit doar echipa, căci aici pe server sunt prezenți doar Hyper Spirit. 3 vs 2 în favoarea noastră. Behind nu reușește fragul, primise flash-ul și rămâne doar Moz. 1 vs 3. Cred că vrea să salveze? Bine, de fapt nu, are un minut. Oricum o să se aștepte cei de la Hyper Spirit. Cu cât durează mai mult să ajungă în spatele lor, cu atât o să se aștepte din ce în ce mai mult Hyper Spirit. Vine molotovul pe un timing perfect, s-a auzit și damage-ul luat acolo de Moz. Și cam atât. Cam atât cu runda asta. Bine, și save-ul în situația asta e un pic crazy. Vom avea double digits pe tabelă pentru cei de la Hyper Spirit, 10-5. Cu un pas mai aproape de a câștiga prima hartă. De a fi cu un picior în finala mare. După care să trebuiască să mai aducem și pe celălalt. A, și din cauza că a salvat aici Moz. Și nici știu, forțează Team Coalesce? Sau să facă ei conjurul în patru lui. Dar Moz nu o să aibă bani runda următoare de armă. Nu vedem Mirage Shonti. La cum decurge meciul, nici eu nu prea cred. Pare că Hyper Spirit sunt full în priză. Runda 16 au încercat să surprindă Team Coalesce cu un boost în acest smoke, dar nu vedea nimic Moz și au zis că nu mai are rost. În schimb, decid să avanseze din zona midului. Ce vede mai Moz aici? A, are un unghi bun către Red Room. Din păcate pentru el nu e nimeni în Red Room de la Hyper Spirit. Swifter, face picul din donut și adorme puțin Moz. Problema e că el e singurul care are armură și care ar putea să se folosească de acest M4 la putere maximă, să-i spunem așa. Între timp, Critical scoate pe Karar. Pică Prime, care pușease prin Red Room. Și se joacă aici un pic Protect de VIP pentru Moz. Vine un frag din partea lui VFN, dar este scos de Smack foarte rapid după. Cu echipierul său, iar Smack până la urmă îl scoate și pe VFN, un triple kill pentru jucătorul de la Hyper Spirit și este 11-5. Vor cumpăra aici Team Coalesce cu un max 10 pe Moz, 4 AK-uri pentru coechipierii săi. Hai să o luăm și pe asta, să ajungem la map point. Și deja să începem să ne gândim la acel Anubis. Foarte multe utilități aruncate la începutul rundei de către cei de la Hyper Spirit. Au folosit toate moliurile și aproape toate neidurile. Starkiller pușează Panta, iar Karar îl surprinde. Încă un frag din partea lui Karar. Dar cumva este izolat de echipa sa. Smoke deep de CT. Între timp, Critic pușează din pantă și ar trebui să-l surprindă aici pe Karar, care este și low HP. Da, un headshot rapid din partea lui Critic. execuția celor de la Team Coalesce. Nu există smoke de templu totuși. Asta din cauza că vine molotovul la dron. Primește foarte mult damage. Între timp Moz îl pune la pământ pe Swifter. Greuță runda, 2 vs 4. Și decid să salveze cei de la Hyper Spirit. Va fi o rundă pentru Coalesce. Aie, n-am reușit-o pe asta, dar nu e problema. De la mine a fost, nu vă îngrijorați. Eu am conectat ceva la PC. 11 la 6. Avem bani de încă o rundă. Și nu rămânem chiar fără dacă o pierdem, dar mai bine să nu o pierdem. Știți cum se spune. Mai bine să luăm runda aceasta. Problema ar fi că ar și pierde ăștia. Adică au și destul de mulți bani în bancă. Nu prea ar fi forțați într-un eco dacă o luăm pe asta, dar măcar asigurăm map point-ul. Ăla e cel mai important. Starkiller, bun fragul pe Moz, îl prinde încercând să pușeze. Încă un frag din partea lui Starkiller, mare atenție. Carar cu un trade pe critic, dar la 15 HP. Și iese Starkiller să facă trade-ul, situație de 4 vs 2. Pare că vor să atace în continuare site-ul pe cei de la Coalesce. Aici prezent Starkiller după acel triple kill și Swifter se alătură și el apărării acestui site. Smoke-ul pentru short. Apasă Swifter prin smoke, dar nu găsește nimeni, nu găsește pe nimeni sau nimic. Starkiller pus la pământ de Prime. Poate să ridice Swifter acel molotov, l-a văzut pe VFN, pe site. Flash-uri aruncate aici de jucătorul de la Coalesce. Se repoziționează, încă un headshot de la VFN. Mare atenție, devine periculoasă runda. VFN, triple kill pentru el, dar este pus la pământ de Smack și rămâne doar Prime. 1 vs 1. Îl pune la pământ pe Smack. Și e runda cu numărul 7 pentru cei de la Team Coalesce. Greșeală aici de la Hyper Spirit, 4 vs 2. S-a pierdut runda asta, băiatul să ne zicea că să avem încredere în Hyper Spirit. Gata, nu mai are nicio încredere în nimeni. e deja împăcat cu ideea că și-a pierdut banii. Vărul 180 după o rundă. Carar cu fragul pe Swifter. Încă o eliminare din partea lui Carar. Este o rundă de pistoale, cei drept din partea lor noștri. Atâta timp cât reușim să le scoatem o armă, două, e bine, le dăm niște damage economic. Mai mult de atât, mai ales la un 2 vs 5, e foarte greu să ne așteptăm la mai mult. Se vor strecura ușor în mid Hyper Spirit. A auzit Prime aici pașii și scoate pe amândoi. Rundă curată pentru Team Coalesce, dar vom cumpăra și noi în runda cu numărul 20, așadar hai să le arătăm un pic apărarea de pe Ancient. Avem și Polar pe Svec din nou. Polarul pe apucate, să-i spunem așa. A pătruns VFN deja în Jaguar cu XM-ul. Între timp cu echipierii săi, atenți, către pantă, critic, pus la pământ de către Moz. Să-l vedem pe Smack dacă mai scoate aici cel puțin un jucător să mai dea niște damage. Flash-urile pentru short. Între timp, Adron l-a surprins în cave pe VFN. Behind, se pune pe bomb plant. A pasat bine de Adron. Lăsat la puțin HP. A văzut acolo Adron jucătorul cum spușea în smoke. Era vorba de Moz, dar nu și-a dat seama Moz cât de clar îl vede Adron. Bun, fragul lui Adron pe Prime. Behind, la doar 15 HP. Pus și el la pământ. 12 la 8 map point pentru cei de la Hyper Spirit. Patru șanse pentru Hyper Spirit să închidă această primă hartă. Să ne trimită pe Anubis, pe harta aleasă de adversari. Am mai avut bani de un bai aici și de la Team Coalesce, chiar și cu Polar pe VFN. Foarte multe moliuri în mid, vine și flash-ul, iar cei de la Hyper Spirit au controlul complet al zonei de mijloc a hărții. Postați mec cu polarul pentru A-Main. Acolo sunt toți jucătorii de la cei de la Team Coalesce. Să-l vedem pe Smack, așteaptă picul, headshot-ul cu polarul. Începem bine runda 21, totuși un trade din partea lui Carar pe Swifter. Adron nu a fost atins de acel Molly. Două eliminări, una din partea lui Adron, una din partea lui Smack, dar au venit trade-urile lui VFN și a lui Carar. Și avem o situație de egalitate numerică, 2 versus 2. S-a repoziționat Starkiller, între timp critic, emoții la spray, dar până la urmă îl scoate pe Carar. VFN cu fragul pe Starkiller și îl scoate și pe critic. Merge runda în contul celor de la Team Coalesce. Încă mai avem 3 șanse, să nu ne speriem. S-ar putea ca asta să nu fie cea mai bună, dar în același timp am mai văzut o rundă câștigată la full eco din partea celor de la Hyper Spirit. De ce să nu mai vină una? Să intrăm pe cea de-a doua hartă cu Team Coalesce cu moralul la pământ. VFN vede acolo pe critic, dar ratează glonțul. Între timp îl scoate behind pe Swifter. Bun headshot-ul pe VFN. Un nade poate? Nu. Nu, cei de la Hyper Spirit un nade să le elimine pe jucătorul de sniper advers. Ce bun ar fi fost acel kill. Pica polarul, care evident i-ar costa foarte mult pe cei de la Team Coalesce. Smack pus la pământ de către behind. Atent în mid VFN, deși are doar 21 HP. E un pic crazy și el. I-a văzut mâna lui Swifter, care s-a apropiat deja, scos de tech-ul lui VFN. Bun kill lui Adron pe Moz, dar runda e cam over, sincer. Salut DMP, bine ai venit. E cam încheiată runda. Vor fi 10 pe tabelă pentru Coalesce. Încă un kill aici. Bun. 2 fraguri. E foarte bine. Aproape și de cel de-al treilea Adron. N-a conectat headshot-ul totuși. A, dar a picat Carar de la explozia bombei. Ei bine, aici e o rundă foarte importantă, prieteni. Hyper Spirit M4-uri. Dar nu prea mai rămân bani în bancă. Și-a luat și Smack acolo un M4. Și e foarte importantă runda asta. 12 la 10. Flash-ul aruncat în mid, Adron. Nu l-a văzut pe Prime. Puțin unlucky acolo la dron, să vedem cât de lucky este critic, care așteaptă în smoke. Face un frag, dar vine trade-ul lui behind. Adron în spatele smoke-ului în donut. Între timp, cei de la Team Coalesce pușează zona midului, vor să treacă până în Red Room. Și sunt așteptați acolo de Swifter. Moz însă! Ce headshot prinde pe Swifter! Doi jucători care au pușat Panta. Timingul poate fi bun, dar se întorc aceștia. Bine, erau ținuți de behind, cei drept. Vor să ia controlul site-ului B aici și la Team Coalesce. Smack pică, Adron eliminat, iar Starkiller este pus la pământ de către Moz. 12-11 și devine neplăcută această situație. Devine foarte, foarte neplăcută. Obligat să forțăm, se cumpără un FAMAS, 3 MP9 și un 5.7. Și dau un rush la A aici cu Ales, au prins fix site-ul liber. Starkiller surprins de Prime, nu se aștepta Starkiller să fie atât de aproape adversarii, critic totuși, pe site. O eliminare pe Moz, dar nu vine și cea de-a doua, behind. Este cel care a făcut kill-ul până la urmă, VFN. Vrea să-l surprindă pe Smei, care totuși decul în mână. Și reușește kill-ul. Overtime, prieteni! Nu prea e frumos deloc. Bă, Red, e ok. Dacă susțin oamenii cealaltă echipa ta, timp când nu se vorbește urât, e... ok, n-am nicio problemă cu oamenii care susțin cealaltă echipă. Până la urmă suntem aici să comentăm meciul, ne uităm la meci și sunt ambele echipe prezente. Dacă se aruncau cuvinte urâte, îți dai seama că sărea. Mai are oricum băiatul ăsta de-a pus la pariuri, mai are un mesaj, cred, și-l aruncăm. Ei bine, 13 nu mai este destul, prieteni, căutăm 16 în acest moment. Prime, fragul pe Swifter, dar vine critic un trade. Spamul prin smoke nu merge chiar atât de bine, critic. Trebuie să se dea înapoi. Adron, fragul pe Prime. Avem avantajul numeric. Starkiller cu polarul în CT. Flash-ul către cave, deși s-a dat deja smoke-ul în cave. Ce strategie neobișnuită din partea celor de la Team Coalesce. Sadron pus la pământ și rămân behind și Carar versus Starkiller cu polarul. Va ține de acest polar Starkiller. Și este 13-12, Team Coalesce în avantaj după foarte mult timp. Chiar foarte mult timp. Hai să vedem aici un 14-13 pentru Hyper Spirit. Hai puțin, băieții, let's go. Să întoarcem puțin pe ăștia, să băgăm un pic frica în ei. Scoate însă Prime pe Adron, prima eliminare din rundă. Nu prea băgăm frica în ei așa. Prime! Două fraguri pentru jucătorul lui Coalesce. Încă unul de la Prime! Ce face acesta în zona midului de unul singur? Se bagă Smack, dar este surprins de către Behind, pentru că nici nu mai trebuia să pună presiune pe site-ul ăla, pentru că deja a eliminat Prime prea mulți jucători. Critic 1 vs 4 cu 27 HP. Grea runda, grea de tot. Îl prinde cu spatele totuși pe Prime. Oh, nu! Neidul! Dă critic cu capul în el VFN. Îl pune la pământ. 14 la 12. Hai măcar cu una pe CT. Să avem o pernă pe care putem pica. Una pe CT, 3 pe Tero și ăia suntem. Ne auzim pe Anubis. S-au auzit aici pașii lui Adron. Moz între timp îl scoate pe critic. Starkiller nu conectează glonțul de polar. Smack pus la pământ și el de Prime. Între timp Adron totuși cu un frag pe VFN. Mai face un kill Adron. Mare atenție. Starkiller îl pune la pont pe Prime. Vine trade-ul lui Karar, dar Swifter răspunde rapid și rămâne doar Behind. 1 vs 2. Nade din partea lui Behind. Nu ajunge chiar bine până la Adron. A aruncat Behind aici toate utilitățile. A zis că le aruncă pe toate. Să scape de ele, se concentreze pe tras. Ar pare că trasul e în partea celor de la Hyper Spirit în această rundă. 14 la 13. Nu e cel mai bun rezultat pentru overtime din perspectiva celor de la Hyper Spirit, dar să vedem. Să vedem, tot e bine. S-a luat runda, aia e cel mai important. Cea de-a doua jumătate a overtime-ului, 14 la 13. În continuare conduce Hyper Spirit, dar la o rundă se egaleze, la o rundă distanță. Uf, ce nade în mid. Behind 47 HP. Între timp Swifter ține unghiul împotriva lui Moz. Decide să avanseze și îl scoate VFN. Avea o poziție bună, chiar avea o poziție bună acolo Swifter. Totuși Starkiller răspunde cu un trade. A fost un pic overextended Moz. Se eliberează zona main-ului. Molotov din partea lui VFN să-i țină pe Hyper Spirit în spate. Hyper Spirit pare destul de hotărât la acest site A. Nu se mișcă prea mult pe hartă. A, se joacă foarte slow aici Hyper Spirit. Bustul pentru copac este critic, cel care a fost urcat. Se aruncă smoke-ul pentru CTE. Pare că primul nu a ajuns unde trebuia. VFN aruncă flash-ul, dar este trade-uit și este la fel trade-uit și Behind. Karar cu eliminare. Prime, fragul pe Adron și rămâne critic din senin într-un 1 vs 2. 10 secunde rămase pe ceas. Critic trebuie să comite plantul. Face picul Karar și este 15 la 13 map point pentru Coalesce. Două șanse să închidă acest match. Hyper Spirit au nevoie de două runde legate pentru a forța încă un overtime. Hai puțin Hyper Spirit. Hai puțin cu astea două runde în overtime. Să mergem în cel de-al doilea. Behind, pușat agresiv în zona midului. Mare atenție, Swifter cu un frag, dar Prime răspunde rapid cu trade-ul. Este ascuns cineva în smoke, este vorba de Adron. Trece Prime de el și dă informație, nu e nimeni înspre A. Har mare, atenție, Adron se aștepta la acel play prin smoke și îl execută pe Prime cu un glonț în ceafă. Pune și puțină presiune către site-ul la Adron. Atinge neidul, dar nu l-a văzut VFN. Ceea ce zic eu un avantaj destul de mare. Frag ușor pentru Smack pe Moz. Îl ține și Karar. A și văzut un shoulder pick și un singur glonț de la Smack pentru Karar. Dar pare că nu vrea să-și încerce șansele de această dată. Flancul lui Adron foarte important aici. Karar trebuie să se bată cu jucătorul de la Hyper Spirit și pierde duelul 15-14. Încă o rundă pentru a forța cel de-al doilea overtime. Pauză tactică cerută de cei la Team Coalesce. Își dau seama că e un moment de do or die, mai mult sau mai puțin. Hyper Spirit, dacă prind acest momentum, o să le fie greu celor de la Team Coalesce să mai răspundă în cel de-al doilea overtime. Dar noi vrem să prindă momentumul ăla la Hyper Spirit. Runda cu numărul 30. Situație tensionată pentru ambele echipe. Nu mai avem Polar. De data aceasta jucăm cu fulacauri. De partea cealaltă, Team Coalesce au scos Polarul pe VFN. Foarte multe utilități deja aruncate în zona midului, cum ne-am obișnuit. Și iau controlul cei de la Team Coalesce, fără niciun contest din partea celor de la Hyper Spirit. PFN e postat cu Polarul înspre A. Aruncă smoke-ul ca să se repoziționeze. Se mai aruncă un smoke din partea celor de la Hyper Spirit de această dată. Nu pare că vor intra prin el. Molotovul îl scoate pe Swifter din poziție, dar face fragul pe jucătorul advers de sniper. Avem opening kill-ul. 5 versus 4 în favoarea celor de la Hyper Spirit. Moz, atent în mid, Adron, o singură eliminare. Trade-ul lui Prime. Și se grăbesc Hyper Spirit către site-ul B. Avansează din pantă Behind, o eliminare și un headshot, mare atenție, încă un frag din partea lui Behind. Swifter din pantă, reușește până la urmă trade-ul, dar vine trade-ul lui Karar în același timp. Starkiller trebuie să-i salveze pe cei de la Hyper Spirit. Încă o dată, a făcut-o cu acel 1 vs 3, acum este un 1 vs 2, este o rundă și mai ușoară decât data trecută când a câștigat un clutch Starkiller. Se va pune pe bomb plant Prime. Nu se bagă peste el, mare atenție, Starkiller reușește bomb plantul și trebuie să se repoziționeze. Bun, fragul pe Prime, dar iese Karar. Iese la trade și avem 1-0 pentru cei de la Team Coalesce. 16-14 la limită. Și urmează imediat și cea de-a doua hartă. Hai să ne uităm la video ăsta dacă nu l-ați văzut. Eu aș vrea să mă uit la el până începem. Off. 16-14. What can you do? It was close. Hai să dăm volumul 0 la counter. Și să vedem ce ne zic aici, ce ne zice aici Mihai. Da, de ce are lag video? Așa. Ia să vedem. I've got Ema here from Navi. How you doing? Hello, I'm very good. Ah, da, chiar se filma de la Radisson. You always from Bucharest? I was born in Bucharest. Nice. Regele. Around 6 or 7, I moved outside of Bucharest, but not for a long time. Like, I think I came back around 12 or 13 because of the high school. Regele Mihai. Like, better schools wherever we moved. Yeah. For you though, where, say school time, were you a very competitive person? Like not just gaming, I mean like normal sports? In school? Yeah. Oh, yeah, yeah. My favorite thing was fighting sports. Oh really? Okay. What sports? Football, basically. Football, yeah? Yes. So you were very competitive? Kind of, yes. Your first time of playing video games of any sort, how old were you then? I mean, I think my first game ever was Halo 2. Oh, okay, yeah, yeah. Because my parents bought me a PC and then it was from someone else and then they had Halo 2 in the PC and I was like, oh, let's try it. And then actually, Doamne, nu credeam că să-și căci cineva Halo, gen, mai ales când eram mici. Mă rog, să spun că eu eram mic. Around 10. Înainte să fiu Mihai mic. Okay. 9, 10, 11, somewhere there. When did you get into Counter-Strike? I remember that I was in school. Some of my colleagues was playing 1.6. Nice. Standard. And then I was starting to play 1.6 and then I'm not sure if it was the same guy or someone else that played CSGO. CSGO was already out and I started to play CSGO around 2013 in the middle of the year or something like that. S-a apucat cu jumătate de an înaintea mea și na. Did you play the internet cafe? Okay, nice. Did you have a good PC at home? Nah. No. Nu prea. Like I have an interesting story. Like I was playing for Nexus with 100 FPS. And I was playing in Rankcast back in the days with 100 FPS. I won the first place and that's how I bought my new PC. Well, that's good. That's a good investment, right? Invest in your future. Fair. Okay, so you started in 2013, but you didn't join Nexus till 2018, right? Something like this, yes. What happened in this time between? Like, did you just play matchmaking with friends? No, s-a jucat la Airwalk, s-a jucat ROPL, la ce am mai jucat? Nu mai știu la ce echipe am mai jucat Mihai. Poate ne zice și el, dar nu mai se minte exact. I was playing matchmaking a lot. Then deci are lag, I started to play Faceit around, I don't know, something in the middle there. So, how did you find Faceit or how did you go from matchmaking to Faceit? Sinners, like da. Everyone, just a random guy in TeamSpeak or it was TeamSpeak for sure, not Discord. Saying, ah, let's play that tournament on Faceit. Okay. And then we played the tournament on Faceit, and then we see that there is a matchmaking on Faceit, and we played there as well. What did your parents think though when you start to put so much time into Counter-Strike? They didn't have any problems. Okay. Because we had like a rule that it was not a rule basically. Like you can play, you can do whatever you want, but you don't miss classes. No. Okay. I was never fair enough. Class, not even from religion or something like this. Really, you just went all classes. Full. Like, so you were a good boy. Religion. Was it always come home, play school, and then Counter-Strike? Yeah, pretty much, yes. Did you have some teams that you played in with these guys? Yes, I had like a team. It was called Vamavec. We were just playing tournaments, we were losing every time, 16-1, 16-2, but we were just playing. Yeah, înainte de Airwalk, nu cunosc. But we made like 8, 9 until it's level 10 together, so it was good. Okay, so you grinded out, you were learning the competitive side. So we had a hub in Romania, a hub for only pro, semi-pro minus, like all of them they were level 10. They were more than decent, even Nexus were playing there. And then I think I won the first tournament of that, first season. Then I got second place in the second season or something like this. Then I won the third season or something similar. Mama, îi spărgea pe băieții ROPL. Yes. So, okay, let's Diamond, cred. Kind of, yes. So how much was your first like big paycheck? Rankest, like I said. And how much did you get for Rankest then? It was first place, $1,200. $1,200? Yes. Cinstit. I think I just told them that I will, I want this, I'll buy a PC. I don't care. I've got my money, I need better PC, I can play better, done, that was it. Yes. But did you always want to say like, I'm going to be a professional player? Did you have a goal? Not really. Like. So what were you thinking of? No, for example, usually I don't like to set goals. Cum ajungem la mișto la Navi? Go like moment by moment, year by year and then just see what happens. you can set like small goals, like okay, I want to do this, but not, I have to do this. I must do this, yeah. Yeah, because okay, if you don't do it, then you're gonna be full disappointment. Then maybe you lose motivation and stuff like this. I just don't want to, and I don't like it. Okay, interesting. Fair. Yeah, I think I just playing the flow. Like I said, I was playing in that hub, and then Nexus saw me. Aha, so this is what we did to Nexus times. Then they 16-14 pentru ceilalți, Daniel. Second best Romanian team. Așteptăm a doua hartă acum. Then from there I went to Nexus. And you at this point, how many hours? Stai, ce-a zis? Stai că... Ce-ai zis, regele meu? They put a good word to the second. Mama mea, dar îmi sare calculatorul, ce mi se întâmplă? Aha, so this is what we did to Nexus times. Then they put a good word to the second best Romanian team. Then I went there, then from there I went to Nexus. And you at this point, how many hours a day are you playing? A lot. A lot. And did you get a salary at Nexus? No. Really? Yes. No salary? Yes, back then, at the first time, we had no salary. So what did you get for joining? Nothing, we were just getting the prize money. Just playing for 2 years, maybe more, maybe less, without salaries. Then I joined, and then after some, not that much time, they started to give us some salaries. Okay. Do you have a contract though, even though you weren't? So no contract? No contract. So technically, it's kind of good because you're free and you could go to somewhere else when another offer comes along. Yeah. So during Nexus, was this, would you say, is like the most serious you'd got? Yes. Yeah. And was there like full practice schedule? Yes. Did you finish school to the end? Yes, I finished school to the end. Okay. So when you joined Gamer Legion, yeah, you just went as a free agent basically? Did they have to buy you? Bă, nu neapărat, că nu știi exact ce... Nu știi exact ce... cum fac ei, că cel mai probabil avea un contract. Qualify Nexus, we did good. Not gonna, we were playing good at that point. Gamer Legion contacted me, I said no first time. Then they bring double. Okay. And then after the second time, whenever they asked me to come instead of double, I said yes. Okay, so you came to Gamer Legion. Yes. Now you're talking real contract. Yes. Good salary? Yes. I don't need to know numbers, but like a good salary. It was good, yeah. And you can now live and play comfortably. Yeah. Now, go to the Paris Major. Yeah. This is obviously where things really change for you guys. A lot. But is it just because you changed leadership, your IGL changed? Was that the reason for success, or did it just all click? What do you put it down to? Team progress, basically. So he came with his ideas. He did a great job doing IGL us. But also, like, Acor came with his experience. Bă, da, stai mai așa, ce se întâmplă cu meciul ăsta? 2 secunde, să vedem, repede. Asta e, nu știu dacă era neapărat cash sau avea vreun contract, dar... Nu știu, bine, n-am nici mai vagă idee, îți dai seama că e vorba de 2017 sau ceva. Dar mă conectează și pe mine pe server? Nu, nu mă conectează. A, ba, gata, acum. Ce fac băieți? Toată lumea e pe server, dar din câte văd pe Faceit, n-a început încă. Deci... putem să ne uităm în continuare liniștiți la ăsta până începe. He was speaking a lot mid-round as well. Kyo. He was your most experienced player though, right? Yes, well, yeah. Yes. Kyo as well, he came, he had like a lot of energy. You put up one hell of a show, but you were the star of the show. Were you always thinking you'd be in a star right from the position, or was this just you making sure you could perform? What was the biggest difference here? I don't know, I just played my game, to be honest. No. Bro. No, I'm not joking, I was just playing my game. I always hated this first star rifle. But you were demolishing people. You were running through tier 1 teams. You were just pop. True. And I can understand your team might set you up. You might go for a play. You might say you want to play, but you played better than you'd ever played. Yes. What was the difference? I'm a phase. Like, now, right? You must feel that people expect this of you. Yes. I mean, back in Paris, it was full on the floor. Like we were feeling confident. We're feeling like we can beat anyone. What was this whole Paris experience like for you though? Like, you had so much more media attention, everyone had high expectations because of your performance, everyone was super hyped, everyone was like, Ima, Ima, Ima. Overwhelming, I would say, because Everyone was sharing, everyone was hyping, everyone... Meciul a început, vreau doar să arăt această chestie, da? Mihai 103, 154 impact, ca idee. Like idea. Ca să ne înțelegem. Începe meciul imediat, prieteni. Așa că... Stai că nu mai știu la ce volum era. Așa... Așa. Vei ți pun grafitiuri pe perete. A, 1.54 impact la 1.03 rating. Doar așa, like idea. Că am văzut foarte mulți oameni de ziceau de IME că n-aș ca bine. Nu mai ratingul contează sau kill-urile. Mai ziceau ea și pe chat. Bine, ce ziceau ea pe chat, pe chatul de pe Twitch. Acolo putem să trecem cu vederea că... Se zice acolo full random, poți să vezi absolut orice punct de vedere. Comentariile la clipul la care ne-am uitat, ia să vedem. Mă rog, a dispărut hudul un pic, dar... E un singur comentariu ăsta, mă rog, ăsta cu so bad needs to be kicked off Navi. Evident, vărămiu de... Nu înțelege Counter-Strike-ul, n-a înțeles în viața lui ce e ca... Mulțumesc, în sfârșit. Nu înțelege cum să țină arma mână în counter, dar știe el că trebuie să-l dea afară, de-aia nu câștigă Navi. Bun, prieteni. Pe cea de-a doua hartă intrăm chiar acum. Da, surprinzător. Să nu-i bată Furia pe Face, că cred că fac de la cap. Din câte țin eu minte, Hyper Spirit preferă să înceapă pe Tero pe această hartă. Ceea ce e, până la urmă, understandable. Da, hai, mod, să-ți trească ție. Că după ce că n-ați vrut să reprogramați meciul să înceapă mai devreme, băieții. Da, deci pe Tero. Da, din ce am văzut, Daniel, pe story, nu e în România, nu e acasă, Geo. Nu știu care a fost situația, poate niște poze mai vechi, nici asta nu sunt 100% sigur, dar... Starkiller nu joacă rău, adică a luat un 1 versus 3 pe prima hartă, chiar a avut un aport mare. Dar, nu mai suntem pe prima hartă, după cum știți, prieteni, din păcate, nu am mers în contul celor de la Hyper Spirit, am avut șansa în timpul regulamentar. Ne-au forțat Coalesce în overtime și au și închis prima hartă în overtime. Și intrăm pe cea de-a doua. Aici unde Hyper Spirit, Alex, începe pe partea de Tero. Un rush rapid pe site-ul B și bomba plantată. Moz l-a scos totuși pe critic. Între timp Coalesce pușează dinspre site-ul A. Se va lupta acolo smack. Uf, un singur glonț am auzit. Un singur glonț și eliminarea. Joacă foarte pasiv în templu behind. S-ar putea să-i păcălească aici pe amândoi. Ratează behind. Încă avem șanse în această rundă, dar vin Prime și VFN. Adron eliminat de același VFN. Și e 1-0 pentru cei de la Coalesce. Rundă de pistoale câștigată de aceștia. E, asta n-aș ști să zic, Daniel. Alea chiar sunt informații confidențiale. Că ți-am zis, eu știu că Geo nu e acasă de pe story-ul lui, de pe Instagram. Adică nu am inside info. Ar fi totuși cam ciudat schimbarea asta așa random în mijlocul play-off-ului, chiar spre final de play-off, când totul arată destul de bine. Nu știu dacă asta e nou. Cred că doar a zis așa la Caterinca Adron, informații confidențiale. Ei bine, noi forțăm după ce plantăm în runda de pistoale, dar mare atenție unde sunt Prime și Carar. Băgați în spate bine. Adron, surprins de Carar, critic. Îl pune la pont pe acesta, dar vin trade-urile din partea lui Prime, din partea lui Moz, Smack, cu eliminarea pe Moz. Rămân Swifter alături de Smack. 2 versus 3, dar în același timp se bagă cei la Team Coalesce dinspre site-ul A. Niște strategii destul de neobișnuite aici din partea celor de la Team Coalesce. Swifter prins din spate de către Behind, Smack aproape să mai facă și el, bine, face fragul, dar aproape să fie și el pus la pământ și într-un final este scos de Prime. 2-0. Încep în forță Team Coalesce. Mergem pe o rundă de eco aici. Rundă de pistoale, doar Sme care are armură. El ar putea să ridice pretenții. Peter pus la pământ de Prime. Nu a venit headshot-ul instant de Deagle. Între timp, critic alături de Smack, pătrund prin cave. Behind are o fangle-ul. Îi vor ieși ambii jucătorii din direcții diferite. Până la urmă alege unul dintre ei. Și se fac kill-urile aici de către Team Coalesce. Ar fi mers măcar un kill. Să răspundem și noi cumva, dar până la urmă Prime îl scoate pe Adron. 3-0 pentru Team Coalesce. Hai să vedem acum la runda de bye. Ce plan au Hyper Spirit? Cum abordează această situație? Molotov deep în main aici. În main B. Interesant început. Între timp, mare atenție, se luptă Hyper Spirit. Și Smack reușește un double kill foarte important. Foarte bun și fragul lui Swifter pe Moz. Și ar putea să fie asta prima rundă pe care o luăm. Carar 1 versus 2 cu acest MP9. Schimbă pe AK. L-am văzut pe Smack acolo, era pregătit să-i facă picul un jucător de pe pod, dar faptul că Smack a reușit ambele fraguri, absolut superb. Dacă vreau un investitor să-și facă echipă românească, acum e momentul, ai 3-4 jucători români forță liberi. We can only hope. Ce neiduri aici, Carar, 27 HP. O ia îndărăt. I-a întors Navi pe G2, a? I-a întors Navi pe G2 ca să-mi plece sigur ăla de 0-3, a? Bine, măi, bravo vouă, măi, frate, măi. Pe Tero, pe Nuke. De la 7-11 la 12-11. Se bată Face pe Furia, ca măcar să iasă sigur una de 0-3. Că și dacă îi bate Navi pe G2, după aia joacă Furia cu Ecstatic, deci e ok, una din ele sigur la 0-3 și mi-am asigurat una acolo. Spirit să facă 3-0 să-mi asigur și una acolo și alelalte ar trebui să mai iasă încă 3 din 6. Așa că vreau să nu știu, să țin și eu HDTV-ul deschis aici să văd ce se întâmplă. Rundă importantă în meciul la care ne uităm acum. Hyper Spirit ar putea să-i bage în eco pe Team Coalesce. Team Coalesce care sunt destul de agresivi în apă. VFN, chiar fragul pe Smack. Chit că era full blind. Avantajul numeric pentru cei de la Team Coalesce. Critic totuși. Fragul pe Moz și încă la full HP. Mare atenție. A, la revedere G2. La purgatoriu. Pare că Spirit Navi era cea mai bună opțiune. VFN cu polarul în templu, scos de Swifter și luăm avantajul numeric. Plantăm bomba destul de departe. Cei de la Team Coalesce, pare că va fi un save. Și va fi runda cu numărul 2 pentru Hyper Spirit. Dar oare are nervi Nico? Are și el un pic de nervi? Îmi pare că nu e save. Nu prea e save deloc, s-au băgat la rundă și au mai pierdut două arme cei de la Team Coalesce, deși nu prea au bani să cumpere, ceea ce e foarte bine pentru noi. Aie, Ecstatic Furia la 0-2 și... Aolo, Spirit Navi la 2-0. Da, pare că... Bine, dacă puneai și Spirit și Navi la 3-0 era bine. Erai pe spate. Hai să vedem la cârpele astea, la Face cu Furia. Să-l ținem aici deschis în timp ce... Ne uităm și în continuare la cei de la Hyper Spirit care sunt versus o rundă de eco. Se bagă aici cu pistoalele și cu acela care a recuperat, sau mai bine zis salvat. Dar bine că pică destul de devreme Carar. Situație totuși de 2 versus 2. Runda încă poate fi periculoasă. O să joace Spirit cu Navi la 2-0, bine. Ne luând în considerare cazul în care pierde Spirit, care n-ar trebui să se întâmple niciodată. Dar acum merge majorul ăsta. Și dacă joacă Spirit cu Navi la 2-0, nici nu mă supăr dacă face Navi 3-0. A, ei, să fie dărâs picheul meu. Măcar știu că a făcut Mihaiță 3-0. Foarte bine l-au așteptat aici ambii jucători pe behind. Și VFN zice, bă, cred că mai bine nu mă bag la runda asta. Sincer. Așa am eu o vagă impresie că mai bine salvez. Critic și Adron aprobă. Runda care egalează. 3-3. După această explozie a bombei. Spirit și Face la 3-0. Astăzi era destul de derby, puteai să pui la 3-0, eu am avut Spirit și Vitality și puteai să pui, aș fi zis mai degrabă în loc de Spirit decât în loc de Vitality, dar aparent Vitality să mai cârpe, puteai să pui și Face, puteai să pui și Virtus Pro, puteai să pui și Navi, bine, Virtus Pro, mă rog, nu puteai să pui Virtus Pro, că au făcut 1-1, că au pierdut cu Imperial, că asta s-a putut și în partea lor, dar... Uite, pe Mouse sau pe Complexity nu i-am luat în considerare aproape, absolut deloc pentru 3-0. Bine, pe Complexity nu i-am luat în considerare că se califică mai departe. Dar mi-arată Elish cum stă treaba. E o rundă de baie aici pentru Team Coalesce și au izolat destul de bine site-ul. Deja s-a băgat Critic peste Heaven. Să-l urmărească oare pe Carar acolo? Nu, se aruncă smoke-ul, vor să joace safe. Deși Critic are el un unghi aici la marginea smoke-ului, nu prea văd eu nimic. Da, cred că vede el ceva. Și vor salvează cu 5 oameni aici Coalesce? Mama mea. Bine, nu e o decizie chiar atât de rea, teoretic, dar... Doamne, ce scheme! Era greu retake-ul până la urmă, dar... Face era cel mai ok, pentru că dacă puneai Vitality se intercalau între ele meciuri la 2-0 și nu mai ieșeau alea de 3-1-3-2. Păi nu, stai așa, că se intercalau în cazul în care nu era nicio surpriză. Se jucau Spirit cu Vitality la 2-0. Mă rog, a fost surpriză că a pierdut Vitality, nu la surpriză, la o surpriză de-aia mă refeream. Dar uite cum i-au bătut Imperial pe Virtus Pro. Nu știu dacă a schimbat, dacă ar fi schimbat acolo, dar... Hai, bro, ia și tu rândul asta și închideți odată meciul ăsta să-i trimiteți la 0-2, vă chinuiți cu Fallen. Hyper Spirit în avantaj aici, dragi prieteni, pe partea favorizată a acestei hărți. Smack. Duelurile astea în mid și din apă pare că sunt prioritizate de cei de la Coalesce. Se tot luptă și de pe pod și de jos din con. Bine, până la urmă este harta aleasă de ei. Ne așteptăm să vedem tot felul de strategii inedite. Molotovul l-a aruncat în fața cave-ului, în partea celor de la Hyper Spirit. Nu a fost auzit nimeni atât de aproape. Am zis, Cristi, că nu mă deranjează dacă îi bate Navi pe Spirit. Măcar știu că se califică Mihăiță, că e mult mai important să treacă Mihăiță și să-i bată pe aia decât picheul meu. Nu iau eu coin de la mare lucru. Oricum, dacă fac 3-0, punct, câștigă majorul, call it now. Execuție aici la site-ul B din partea celor de la Hyper Spirit. Critic cu fragul pe Prime, VFN cu Polarul. Ratează al doilea glonț. Vine însă kill-ul pe Swifter. A trecut acolo Adron și parcă nu murea inamicul de care știa Moz. Două kill-uri la marginea smoke-ului Adron. Reușește trade-ul pe behind. Încă un frag din partea lui Adron și ajunge la un 1 vs 1. O situație foarte haotică, dar nu mai are timp aici Adron din cauza acelui molly. Și runda merge în contul celor de la Coalesce. Dar o rundă foarte, foarte haotică. La 0-3 Pain și Ecstatic. Eu la 0-3 am Furia și Ecstatic. Deci o să joace una versus alta. Deci la revedere. Te gândeai să nu-i pui dacă se calificau? A, nu m-am gândit ce să pun. Nu m-am gândit ce să pun, dar dacă arătau semne de weakness, poate mă gândeam de două ori. Așa, dacă fac 3-0, de fapt, ce contează, mă? De fapt, îi pun câștig oricum. Că așa am făcut și când au jucat Mihai cu Gamer Legion și au zis până în finală. Cum e șoc oricând, ești nebun. Este doamna foarte simpatică. Să vedem cât de simpatică este și această rundă pentru Hyper Spirit. VFN, unghiul în mid cu Polarul. Headshot-ul prin perete pe VFN, ia și niște damage de la Molly. Între timp destul de multă prezență prin utilități înspre site-ul B. Shoulder pick-uri către main, Moz aruncă smoke-ul și Molly-ul pentru cave. Ar putea să rotească VFN dacă este nevoie. Foarte mult damage pe Starkiller totuși, care a pătruns prin smoke. Prime a apăsat prin smoke-ul din partea lui dreaptă. Se și speriase de acel smoke aruncat de Hyper Spirit. Bomba plantată, flash-ul pentru CT. Doi jucători care vin din apă destul de rapid. Se aud aici o grămadă de pași. Prime totuși scoate pe Critic. Foarte important aici smack. Dacă reușește ambele kill-uri este absolut superb, dar nu se mai uită către această poziție. Două eliminări de la behind și rămâne din senin doar Swifter. Prima eliminare, însă și singura, scos de Polarul celor de la Team Coalesce. Și preiau conducerea 5-4. Hai, Broc, ia și tu un V4 ăsta. 66. Aoleu, l-au împușcat băieți. La revedere. Așa am pățit eu la opening stage. Mi s-au dus 6 picuri într-o zi din cauza că au jucat între ele. Nu mai zic că Furia a pierdut și cu Invision și cu Legacy. Nu mai zic. Da, am și pus la 0-3, că sunt cârpe. Da, câștigătoarea de aici joacă versus Ecloth. Mare atenție, behind, pătruns din nou, deja foarte aproape de cei doi jucători de la Hyper Spirit. Coalesce n-au mai făcut asta câteva runde și parcă le-a ieșit din, cap celor de la Hyper Spirit. Foarte multă agresivitate în apă. Și prin această agresivitate în runda cu numărul 10 deschid cu 2 kill-uri. Deschide cu un double kill behind. Molotov aruncat de Carar, mai are unul. În cazul în care se apropie cei de la Hyper Spirit. Carar, 2 fraguri pentru el cu acele în 4 și un headshot pe Swifter. Nu arată bine deloc, prieteni, situația în acest moment. Coalesce parcă au răspunsul la toate întrebările pe care le ridică Hyper Spirit. Îl scoate behind pe Swifter și este 6-4. Au 3 jucători din UK, un danez și Carar, din câte am văzut, din Irak, dar cred că tot, mă rog, are steagul Irakului, dar cred că tot din UK e, sau că tot în UK stă, presupun. Pe lângă că sunt ei, Varza au și avut ghinion să dea de G2 și FaZe. Păi lasă că i-au bătut Invision și Legacy și după aia au făcut 3-2 de la 0-2. După ce i-au bătut... Nu mai zic nimic. Hai să vedem aici dacă îl surprinde Starkiller pe behind. Mamă, ce smoke deep. E prost rău de tot smoke-ul ăsta main. Putem să profităm oare? Sau poate ăsta era planul lui behind? Să baituie un pic aici? Să se face el? Se bagă el? Mare atenție, behind cu eliminare prime cu 2. Critic cu macul de la distanță mare. Reușește fragul pe prime. Adron pus la pământ de către Moz. Critic la foarte puțin HP, eliminat și el de către același Moz. Și este 7-4 pentru Coalesce. Hai Furia, luați-o ușor. Luați-o ușor spre casă, că e departe. Deci la 0-3 am un pic asigurat. Sper să-i bată Mongols pe Pain, ca să iasă și lui DNKKV. Și așa pentru Mongols, să câștige și ei un meci. Se bată Spirit pe Imperial ca să joace Spirit cu Navi, aia e, orice se întâmplă acolo e ok, suntem fericiți. Și aia suntem. Aia, ne auzim. Hai să vedem runda asta, ne concentrăm mai mult pe acest meci acum. Pain și Ecstatic. Să batam în 20, să strice pichemurile. Bun fragul. Răspuns din partea lui Prime și unul din partea lui Behind, dar Swifter, 3 eliminări pentru el. Îl știu pe VFN în site-ul A, este în spatele smoke-ului, dar pare că se strecoară ușor. Nu, Vlad, nu. Să nu câștige Imperial. Că nu mai îmi este 3-0. Destul de târziu va ajunge VFN în site. Are diffuse kit, dar bomba e plantată de templu și CT. Vine smoke-ul, vine moliul, Swifter. Ce bine că vine headshot-ul instant. Quad kill pentru Swifter și ce runda aduce. Un efort foarte mare pentru cei la Hyper Spirit, îl face Swifter. 7-5. Nu e așa rău, aș zice. Se putea mult mai bine, dar nu e așa rău. Să nu facă comeback 3-2 ca în Challenger Stage. Păi stai așa că nu e ca la... Acum joacă băieții mai bine. Să fie 1-3 Spirit. Nici nu cred că s-ar putea vreodată să fie 1-3 Spirit. Că nu poate să-i bată ea. Oricum nu-i bat Imperial. Dă domn cu ei de pământ. Cine se bată? Phelps. Auzi și tu. Hai să vedem la runda de pistoale. Team Coalesce împărțiți pe hartă, îi așteaptă pe Hyper Spirit să fie agresivi. Lucru care nu prea se întâmplă, sincer, la runda de pistoale de pe CT ale celor de la Hyper Spirit. Nu țin minte să fi văzut foarte multe runde agresive de pistoale. Dar nu că se joacă pasiv, se joacă foarte pasiv de la Coalesce. Abia acum pare că au decis un site pe care să-l atace și este fix site-ul unde Hyper Spirit au 3 jucători. Se aruncă smoke-ul de templu și încep push-ul cei de la Team Coalesce. Se bagă direct peste Dark, Swifter. O singură eliminare din păcate și este și singura eliminare pe care o fac cei de la Hyper Spirit în runda de pistoale până acum. Critic și Adron într-o situație de 2 vs 4. Nu e o rundă ușoară. A auzit acel pe 250 care se bate de la distanță. Adron, bun prefire-ul pe Prime. Îl caută acolo și pe VFN, dar ce headshot prinde aici VFN. Critic, 1 vs 3, dă un tap la bombă. Nu vine double pick-ul momentan de la cei de la Team Coalesce, dar Behind îl pune la pământ pe Critic și este 8 la 5. Zice Șonti că nu, la asta mă refeream că zicea că nu vedem Mirage. Ah, nu e bine. Era foarte importantă runda asta de pistoale, pentru că puteau să egaleze cu runda asta de pistoale. Ba chiar poate să ia avantajul. Acum o rundă de eco pentru Hyper Spirit. Vor să aducă armele cât mai repede. Ce line-up de-a lui Behind. Se bat bine mid aici. Puține emoții de la spray-uri de Mac. Între timp Critic face și el un frag pe Moz cu Zeusul. Încă un frag din partea lui Critic. Ok, deja destul de mult damage. Dacă mai face un kill, deja e înfricoșător pentru Coalesce. Dar cu Macul fără armură o să fie foarte complicat. Poate să-i vină Zeusul din nou? Aici nu cred că se mai pune problema la 3 HP. Cred că e imposibil să iei runda asta în momentul ăsta. Cam așa pare. Va fugi, va salva acel Mac. Și va fi rundă pentru Coalesce. Oricum tot foarte bine. 3 jucători eliminați. Va chiar Galilul. 9 la 5. Dar Hyper Spirit vor cumpăra în runda următoare. Nu înțeleg, m-au pus și ăștia major-ul în același timp cu play-off-ul de la ESEA. N-a poftim. O puteau să-l pună și ei un pic mai târziu. Ce naiba. Mă rog. Ce să facem. Mergem mai departe. Hai cu runda asta de arme. E o rundă foarte importantă. Trebuie să ne punem puțin pe picioare aici pe partea de CT. Moliurile în mid, îl dau în spate pe Adron. Păi, n-au avut Nexus, au avut grijă să nu se suprapună. Păi nu se merge și pe 23, teoretic, Vlad? Mamă, ia vezi Flash care a venit de la covoare! Bă, da, mă, ieșiți în casă, bă! I-a dat flash de la covoare în mid. Vai de capul meu. Un singur jucător care apără site-ul în acest moment și e critic cel care apăra site-ul, dar pus la pământ de acel prime. Starkiller. Deja prezent. Iese în fața 2 jucători. Situație neplăcută. 2 kill-uri de la Swifter. Dacă mai venea încă unul, chiar era bine. Oricum, Smack are șanse la runda asta, cu siguranță. 1 versus 2. Să nu iasă în double pick. Îl scoate Carar. 10 la 5 pentru cei de la Team Coalesce. Hyper Spirit, o pauză tactică, poate? Ăsta să fie oare răspunsul? Sunt meciuri de 1-2 și 2-1, zici? Păi nu mă ales mâine. Nu, cel mai probabil sunt 2-2-urile. A? Sau nu, mă, mâine se joacă 2-0, 0-2 și 1-1. Nu, sunt eu nebun, da, e 2-1 și 1-2, corect. Începem bine această rundă cu fragul lui Critic. Se luptă în mid băieții la Hyper Spirit. Da, e, da. Ce să le facem la aia? La aia nu ne mai interesează. Mihai trece 3-0 sau... de fapt, trece 3-0. Aia nu mi-e să-mi e picul cu Spirit. Și nu ne mai interesează, ne interesează Nexus, nu? Bine, aici ne interesează Hyper Spirit, dar nu prea sunt într-o poziție bună. Cum va decurge această apărare? Smack și Swifter, 2 pistoale care apără site-ul B. Bun, fragul lui Smack. 5 versus 3. Reușește totuși Carar, 2 eliminări. Swifter trebuie să surprindă și îl vede pe Moz. Să dea din aia la bombă. Nu! Nu intră un glonț în capul jucătorului care planta bomba. Se bagă aici Starkiller cu 5-7-ul. Dar este eliminat de Carar, iar Adron va încerca să salveze aceste în 4. Și scorul va deveni 11 la 5. Of, 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 of. Măcar avem bye runda următoare. Avem bye runda următoare, dar cred că o să-i bântui acel Ancient ceva timp pe cei de la Hyper Spirit. Dacă nu putem să întoarcem aici. L-a văzut acolo Adron pe Moz. Nu riscă. Nu riscă. Mergem în runda cu numărul 17. 11 la 5 pentru cei de la Team Coalesce pe harta lor, pe acest Anubis. Hai în runda cu numărul 17. Hai puțin, Hyper Spirit. Let's go! Starkiller cu polarul în mid. Bun, fragul pe behind. Începem bine runda asta. Așa s-a deschis și runda precedentă, tot cu un kill în zona midului, dar nu aveam arme în runda aceea. În schimb aici Critic mai face și el un frag. Nidul la picioarele lui Starkiller, dar încă avem avantaj numeric. 5 versus 3. Team Coalesce lucrează midul. Nu avem jucători care să apere zona midului în acest moment. Push-ul ăsta. Push-ul ăsta e foarte bun. Critic. Țin la marginea smoke-ului. Nu! Ce timing incredibil. Starkiller eliminat și el. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Moz cu fragul pe Smack. Încă un kill de la Moz. Vine Adron aici să încerce să salveze situația. 1 versus 1 acum împotriva lui Moz. A reușit double kill-ul ce iau mai devreme pe cei doi jucători care flancau. Dă un tab la bomba Adron. Moz lăsat la 34. Adron. Să vedem picul lui Moz. Uf, ce duel neplăcut. Dar nu nimerește niciun glonț Adron și iese Moz la pic. 12-5 și avem map și match point pentru Coalesce. Ce timing incredibil. Ce unlucky a fost pentru Critic. Incredibil. Oh, 7 runde legate pentru Hyper Spirit pentru a forța overtime-ul pe această a doua hartă. Greuț, dar nu imposibil. Neidul în mid, smack, deja eliminat de către VFN și nu prea începe bine runda cu numărul 18. Swifter totuși cu un trade pe Carar. Strânși 4 jucători în fața site-ului A. Flash-ul îl întoarce pe Critic, dar vine și el de-al doilea flash. Critic a reușit un headshot, dar a fost prin perete. A rotit Starkiller. Reușește un frag Starkiller pe Moz. Între timp pușează Adron și îl va scoate pe jucătorul de sniper Prime. O eliminare pe Starkiller. Vine și cea de-a doua și este din nou jobul lui Adron să ne țină în acest best of 3. 1 versus 2 aici. Adron îl scoate pe Prime, dar vine trade-ul lui Behind și Hyper Spirit sunt învinși cu 2-0 de cei de la Team Coalesce. Un deznodământ tristuț al acestei parcurgeri în play-off-ul ESEA Main, dar să ne amintim, prieteni, că cei de la Hyper Spirit și-au asigurat locul 3, 1500 de dolari pentru această echipă și calificare în sezonul 49 al ESEA Advanced. Eu tot zic că este worthy de aplauze această performanță. Foarte, foarte bună încercarea. N-a fost să fie astăzi. Asta este. Ancient-ul acela putea să fie câștigat și am fi văzut și Mirajul, dar ce să faci? Asta este. You cannot win them all. Good try. Aia e. It is what it is. GG's. Hai să vedem și restul videoclipului meu. Aveam 3 minute din videoclipul cu Mihai și după aia închidem. Good try. Good try, guys. Very nice try. Mi-a picat netul, nice. Yeah. Pretty much overhyping, to be honest. Overhyping. Yeah. The major de la Paris. Okay. But then Navi go, hello. Hello. We want you. What the hell do you say then? Because you go Nexus, Game Legion, which is still okay. But then Navi, this is way different. Yeah. I think I can say that Game Legion wanted me to stay so badly. Of course. But they couldn't hold me. I got like a lot of offers, but like and a lot of interest. But you chose Navi. So why did you choose Navi? I mean, it was the most obvious one, no? Yeah. Yes. But like, did you know what players would be there? Did you know like Alexi would be there and stuff? Whenever Andrei contacted me, he told me the team. He asked me if I'm interested, and I said, yes. Why are we asking? So what do you think right now of how your journey on Navi has just begun, this early start, right? It's just been just over 6 months now. We started good, like obviously we didn't start at the best because we are not winning constantly. I think it's kind of understandable. It is what it is. It's understandable because we still need like more time with Wonderful to put up like a more structure, like to know basic gaps, to have fast solution to unpredictable stuff. You've gone very quickly to the very top. Did you imagine that it would happen like that? It's not that quick. No, not in terms of, but if you look at it from like, you didn't go Nexus to Game Legion to like a lower, you didn't have to go through like a lower tier team. You went straight to one of the biggest organizations. How do you view it? I don't view it like you. I see it like, I played a lot in the lower tier teams, like for example, Nexus. Well, you spent a lot of time in both Nexus and Game Legion. Then I spent a lot of time in Game of Legion. Yeah. That were greened a lot. So you're very loyal. Yes, and then something happened, and I ended up in Navi. So I think it was like a hard work. Hard work pays off. You can say that it was lucky because Paris Major, but no, you performed. You played really well. Yes. People wanted you. Yes. That's not lucky. Yeah. It still took. I don't care about the run or who teams you faced. You still fought against every team you played, right? Yeah. You still did big numbers on it. That's what everyone was hyped about you. And if a team like Navi can see, okay, we want that. Yep. That's obviously very positive. It's not about luck, is it? Do you have a goal still though to win a major? Like obviously. Nah, there we go. I mean, okay. I mean. I got the second place, now I have to take the first place. Să câștigăm pe ăsta, nu? Just if you had any advice to people who watch this and they want to become a professional gamer, you went through playing for teams, playing with friends, playing with teams, the Faceit way, and now you're here. What advice would you give to young players that want to become pros? Because everyone's so young now trying to start. Yes, I mean the best advice that I will get is have patience. Because people will start being, I mean not a pro, people will get to tier one, maybe at a young age, 17 years old, 16 years old, 18, but people are getting in tier one at 24, like me. So you never know. So if you don't give up, your chance will come. I like it. Well, thank you very much. It was very interesting to hear your story, man. Don't give up, guys. Don't give up on your dreams. Bun, prieteni. Încheiind pe o notă un pic mai happy. Asta este. Ce se întâmplă aici? Iau botul Face pe Furia, deci asta e ok. Joacă Spirit cu Imperial să bată la ei ca la hoții de cai și aia suntem. Vedem mâine ce se mai întâmplă la Major. Asta înseamnă că mâine nu ne vedem, prieteni. Mâine nu ne auzim. O să ne auzim cel mai probabil sâmbătă la meciul celor de la Nexus și după aia, da, pe 26 la Open Qualifier la Jönköping, mă rog, înțelegeți voi, Suedia. Așadar, prieteni, cam asta este pentru astăzi. Ne auzim sâmbătă seară. Sper să aveți două zile, mă rog, seara asta și mâine, minunate și ne vedem data viitoare. Până atunci, numai bine. Pa, pa! Upsi, așa, asta e muzica.